Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod pe acest canal. În câteva zile urmează să fie finala UEFA Champions League. Și atunci când am simulat Cupa Mondială din Qatar 2022, ați reușit acolo peste 10.000 de like-uri. Așadar, astăzi, haideți cu like forță, deoarece vom simula finala UEFA Champions League dintre Manchester City și Inter Milano. Și alături de mine avem nici mai mult, nici mai puțin decât 5 abonați și toată trupa completă aici, cu Cătălin Cârjean, Tani și domnul Ionel. Vă salut pe toți, băieți. Cum te cheamă? Andrei. Cum te cheamă? Tani. Cum te cheamă? Ianis. Bogdan. Andrei. Antonio și domnul Ionel aici, cel mai bun portar. Urmează să facem cele două echipe și astăzi, bineînțeles, vom avea doi capitani, Lautaro Martinez și cu Haaland. Voi fi eu Haaland, iar Lautaro Martinez, Cătălin Cârjean aici frumos. Noi vom face echipele Inter Milano versus Manchester City și totodată, din partea mea și a lui Cătă, avem și câteva premii pentru câștigătorii de astăzi. Super multe carduri în Team of the Season, iar premiul cel mare, un tricou oficial de joc, se vede aici, cu Liverpool. Plus de asta, alte premii veți vedea la finalul clipului. Pregătiți, băieții? Da! Dar înainte să începem, cine câștigă UEFA Champions League? City. Tu ai zis Inter, nu, Dani? City, domnul Nel? Inter. City. City, eu zic Inter. Pulma, eu sunt Haaland, el e Lautaro și ține cu echipe diferite. Haideți să vedem echipele de astăzi și dăm drumul la finală. A venit momentul alegerilor. Mă lași pe mine să aleg primul? Da, alege tu primul. Haaland alege primul și îl alege direct pe Ederson. O să-l aleg pe domnul Ionel. Domnul Ionel, Ederson, portarul meu de astăzi. Eu leau pe Andrei. Ok, care va fi? Onana. Nu? Onana. Deci îl avem pe Onana. Mai departe. Tu semeni așa puțin cu KDB, cu De Bruyne. Hai tu la mine. De Bruyne la mine. Îl iau eu pe De Bruyne. Ok, tu ești Mkhitaryan. Ține minte, tu ești Mkhitaryan. Și acolo a mai rămas așa. Unul Lukaku, iar celălalt cine să fie? Un jucător tare de la Manchester City. Bernardo Silva. Bernardo Silva să fie. Tu ai zis că ții cu Manchester City, nu? Bernardo Silva în echipa mea și a mai rămas acolo Lukaku. Lukaku merge la Inter acolo. Acestea sunt echipele Manchester City versus Inter Milano. Haideți să înceapă finala UEFA Champions League. Începe încălzirea. Încălzirea dinaintea partidei aici. Îi avem pe cei de la Inter Milano motivați. Un meci mare pentru ei. Pot câștiga UEFA Champions League. Pot învinge Manchester City. Iar aici, echipa celor de la Manchester City, cu KDB, Bernardo Silva și Ederson acolo și Haaland. Sper să dau gol azi. Nope. Și înainte să înceapă finala, îl avem și pe domnul arbitru aici pregătit. Domnul arbitru, ce părere aveți de meciul de astăzi? Sigur că o să fie un meci tare. Multe goluri, nu? Multe goluri și... City câștigă, bine. Totodată, Dani și comentator azi. Corect, da? Nu influențezi, și la comentariu. Nu e mai bun Haaland sau Lautaro. Haideți să vedem, începe finala Champions League. Da, băieții, haideți! Câștigăm Champions League, câștigăm finala și ridicăm cupa. Hai, let's go. Hai, băieți. Okay. Bravo. Hai. Haide, băieți, câștigăm, da? Concentrați. Haideți. Haide. Haide. 3, 2, 1. Nope. Bine. Shoot. Șutul lui Lautaro Martinez și este 1-0, doamnelor și domnilor, pentru Inter Milano. Hai, băieți, hai! Hai de la mijloc, hai, hai, atentu, fii, hai de! De Bruyne, spatea noastră, știi cum am vorbit la antrenament, da? Hai! Sigur! Autogol! Autogol! Bernardo Silva trimite mingea în propria poartă. Nu se poate așa ceva, Bernardo Silva autogol. Hai, nu-i nimic. Hai, mai atent, Bernardo, mai atent. Ederson, Ederson, iese! Bravo, bravo.
Bulldozer la poartă, bravo, pas! Fuck! Armin! Nu! Vine Ederson! Corner Inter Milano! Bravo! Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne până la Haaland. Haaland, o pasă foarte bună pentru Bernardo și o ocazie mare, Onana salvează Interul, doamnelor și domnilor. Ocazie importantă pentru Manchester City. Bravo! Haaland, 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 o situație promițătoare, o pasă dezamăgitoare a lui Haaland. Bravo, contra-atac, contra-atac, șut și... Șutul lui Haaland, gol! Gol! Putem, da! Putem! Face revenirea, Haaland marchează! Ocazii foarte mari la poarta celor de la Manchester City. Ocazii foarte mari. O fază frumoasă! Respinge Haaland. Pasă bună lui Lautaro, ocazie mare. Urcă! Hai, te rog! Bravo! Te rog, gol! Bravo! Și! Haaland! Ederson, pas până la Haaland. Haaland o pasă bună în zona centrală. Ce apără de la Luciano! Apără Ederson! În cerul! Bravo, Antonio! Bravo, bravo! Haaland, ce vezi? Ce? Și arbitru a fluierat. Arbitru a fluierat, final de prima repriză. 3-2, ce final? Ce final avem? Pauză de apă. Începe repriza a doua. 3-2 la pauză și începe. Mai în spate, începe repriza a doua. Pas bun. Ocazie mare a celor de la Manchester City. Lautaro Martinez. Italian. Italian. Dribling bun acestuia. Șut! Ocazie mare! Gol! Este 4-2 pentru Inter. Bravo! Ce gol! Voi să fiți. Bateți diferența. Hai. Ce mai ai? Bravo!
Nope. Ce faci acolo? Hai, Ederson marchează în finala Champions League. Ederson marchează 5-4. Ce revenire Manchester City! Bravo, ultimul minut din finala Champions League. Scorul este 5-5 și ne apropiem de lovituri de departajare. E gata, doamnelor și domnilor! Finala Champions League se decide la lovituri de departajare. Bravo, băi! Bravo! 5-5, penaltiuri. Începem seria loviturilor de departajare. Primul care execută se pare că este Mkhitaryan, primul executant. Hai, curatare, Mkhitaryan. Bine, Ederson! Da, bravo, l-avem pe Ederson, O primă ratare, să vedem acum cine execută de la Manchester City. Este vorba despre Bernardo. Hai, Bernardo Silva, hai, tata, hai! Te rog! Da! Avem una, da! Bravo, Bernardo, bravo! 1-0, iar Lukaku se pregătește să execute. Hai, curatare! Hai. Lukaku se pare că vrea să fure în finală. Da, hai, curatare! Este ratare! Suntem la un penalti să fim campioni aproape. Hai! Mateo? Tu dai! Andrei? Haide KDB, haide tata, hai! Andrei. Hai cu golul, Andrei. Hai cu cupa. Gol, mă! Gol, bravo! Suntem aproape. Vor executa și portarii azi. Și hai să vedem acum. Pregătit capitan. Presiune mare. Dacă arata, s-a terminat. Lautaro Martinez. Gol! Frumos, bravo! Băi, țin! Haide! Hai, domnește! Hai, acum se rateze, haide! Haide, băi, suntem umezi, haide! Hai, Onana! Gol! În acest moment, penaltiul decisiv. Ederson, dacă marchează UEFA Champions League, ajunge la Manchester City. Hai, te rog! Ederson! Penaltiul carierei pentru el, omul meciului, poate. Nu se poate ce face Ederson. Ce face Ederson? Și acum una cu una. Capitanii. Ce ne-a făcut Ederson? Și acum capitanii va executa Lautaro Martinez. Wow.
Sunt obligat. Dacă am ratat, bravo. Bravo. Finala este câștigată de Inter. Da, mă, da. Bravo. Încă suntem în cărți. Una cu una se joacă. Lukaku! Peste poartă! Și acum totul este în mâna lui Bernardo Silva. Dacă Bernardo Silva a marcat, s-a terminat. City este campioana UEFA Champions League. Nici nu pot să mă uit, nici nu pot să mă uit. Eu nu mă uit, eu stau cu spatele, așa voi sta. Hai să stăm cu spatele. Bravo! Hai Mkhitaryan. Emoții mari, presiune mare! Bine! Ederson! Apure Ederson! Dacă KDB marchează, s-a terminat. Tu poți fi omul campionatului, te rog. Omul cupei, tu poți să fii. Haonana! Haide, te rog. Haide, vino cu Bernardo. Hai, tata, hai. Te rog, că n-ai fi decisiv. Presiune! Haide, și... Poate așa ceva, ce final! Portar execută din nou, fabuloasă această final, nu-mi imaginam niciodată. Hai, Onana față cu Ederson. Hai Onana. Este Ederson pentru a doua oară, în piciorul lui stă tot. Ederson poate fi omul meciului. Hai să vedem, hai băieți toți aici, hai să ne furajăm. 3, 2, 1... Nu se poate așa ceva! Nu se poate! Ești un gol! Haide, frate! Ce gol! Totul în mâna lui Bernardo Silva! Hai cu golul! Gata, golul în vincru! Mamă, ce execuție! Doamne, ce meci! Hai, Ederson, te rog, ajută-te! Te rog, Ederson! KDB poate fi din omul meciului. Doamne, nu știu câte rugăciune am făcut. Am învățat toate rugăciunile. Hai, te rog, KDB. Haide, KDB, penaltiul decisiv. Suntem finaliștii și câștigătorii UEFA Champions League. Manchester City câștigă și KDB, omul meciului. Haideți, hai să sărbătorim și multe mulțumiri lui Ederson. Unde e Ederson? Ederson fuge să ia cupa. Haideți după Ederson. Felicitări. Manchester City câștigă UEFA Champions League și hai să vedem premii. Felicitări! Bravo, băieți! Bravo! Felicitări! Și acum să vină premiile prima dată pentru cei care au pierdut finala. Hai să vedem, fiecare câștigă doar felicitări. Câte un card din partea celor de la FIFA Nation. Portar, bravo, să-l arăt și la cameră. Și de aici ai 5 carduri la alegere, fără te-o-ți. Ia 5 carduri de acolo. 1, 2, 3, 4, 5. Gata? Hai, următorul. Iar pentru omul turneului, cel care a adus cupa celor de la Manchester City, avem un tricou oficial de joc din Premier League, din partea mea și a tuturor băieților. Felicitări, tu l-ai câștigat, Mulțumesc. Ești omul turneului. Așadar, fraților, aici se termină finala UEFA Champions League. Nu știm ce va fi finalitate, dar eu le mulțumesc mult de tot băieților. Bravo, băieți, bravo. Multe mulțumiri și lui Cătă, domnul Ionel și lui Dani. Până data viitoare am fost Tudor împreună cu băieții și v-am pupat. Pa, pa!